Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ce poate să fie mai frumos decât să discutăm despre frumos într-o sală frumoasă și, așa cum spunea invitatul nostru mai devreme, doamna profesor Jana Pătru, în discuția dinaintea emisiunii, o sală în care te simți bine, o sală în care aproape auzi liniștea și că atunci când vrei să te regăsești, intri în Pinacoteca Marius Bunescu. Despre Pinacoteca Marius Bunescu, etapele organizării acestei pinacoteci, despre sufletul care s-a pus în această pinacotecă, pentru că înainte de orice, eu cred că este o pinacotecă făcută cu sufletul, o pinacotecă făcută din donații, o pinacotecă făcută cu sufletul unor mari oameni și, în primul rând, profesorul și directorul instituției care găzduiește această pinacotecă, fostul gimnaziu Ionita Asan și pictorul Marius Bunescu. Doamna profesoară Jana Pătru, iată că ne introduceți în această atmosferă de bine pe care o percepem în Pinacoteca Marius Bunescu și cum s-a ajuns să se organizeze acest spațiu în incinta colegiului, liceului de fapt acum, liceului teoretic Ionita Asan. Pomenați de profesorul și directorul de atunci, Crăciun Pătru. Înainte de a face așa o istorioară a pinacotecii, aș vrea să spun că era un profesor de limba și literatura română, deci nu avea o formație în domeniu, dar a fost un autodidact, încât nu numai că a descoperit pictura, dar putea face o prezentare la fel ca un profesionist. Și dacă îmi permiteți, eu nu, nefiind chiar conectată prea mult la istoria zonei, dar din ce am văzut, Pătru Crăciun a avut marea plecare și obiectivul său de a aduce și de a conserva, fie și prin scris, bogățiile istorice și chiar arheologice ale acestui județ. A fost prieten și cu pictor, dar în același timp și cu mari arheologi, Dumitru Tudor. Așa este. Și a evidențiat prin tot ce a făcut dumnealui istoria acestui loc, a Romanațiului și a Caracalului cu precădere. Deci iată că un dascăl care nu în accepțiunea cuprinzătoare a cuvântului nu s-a mulțumit numai să predea disciplina sa, limba și literatura română la școală. Da. A lăsat caracalenilor și aceste instituții, Pinacoteca, nu este a Caracalului, nu este a liceului, este a țării, a omului, de a se bucura, de a se simți bine, de a cunoaște frumosul, de a-l simți. A lăsat Caracalului, ca să revin, deși prin Caracal însemnând mai mult decât atât, o pinacotecă, Casa Memorială Ian Cujianu și Muzeul Romanațiului. Sunt proiectele acestui om. Poftim, da. Care spuneați, și așa este, și-a depășit, nu condiția, a depășit ceea ce munca la catedră era munca la catedră, și activitatea pe care n-a neglijat-o. N-a neglijat-o niciodată. Doamna Anca, fata profesorului Pătru Crăciun, spunea, pleca de dimineață și venea seara. Cumva i-am simțit lipsa noi copiii. Dar pentru Pătru Crăciun, aceste obiective și școala au fost puse pe primul plan. Au fost oportunitățile, obiectivele pe care și le-a propus și le-a îndeplinit cu succes. Cu siguranță are un mare rol, revenind la pinacotecă, în organizarea pinacotecii, sprijinit din spate de pictorul Marius Bunescu. Începuturile, într-adevăr, spuneați dumneavoastră, sunt mai vechi. Nu pe o expoziție de artă, nu pe un muzeu de artă,
ci pentru un muzeu de arheologie, pentru că în Caracal, dar și lângă Caracal, vorbim de fosta cetate dacică, apoi oraș roman, Romula Malva. Erau exploatate îndeosebi în a doua jumătate a secolului XIX, când arheologia și arheologii încep să facă o preocupare din a scoate la suprafață istoria din această zonă a Olteniei, a Daciei inferior, din perioada romană, obiecte care trebuiau expuse undeva. Da. E, ideea asta s-a perpetuat până prin 1944, când se înființează această societate culturală în liceu Haralam Geleca, cu aceeași idee să înființăm un muzeu de arheologie. S-au strâns fonduri prin donații, prin contribuții proprii, elevi, profesori. Și în 1947 au mers spre altceva. Să înființăm un muzeu de artă, Pinacoteca Prezentă. De ce? Din liceu, dar și din zona caracaleană, au plecat pictori, pictori care se înscriu în Cartea de Aur a picturii românești. Sigur că da. Mă gândesc la Stoienescu, mă gândesc la Teodorescu Romanați, la Mușeleanu, că vorbeam prin adopțiune, la Marius Bunescu, nume grele. Mai sunt și alții, de exemplu, Hortensia Popescu nu are studii. Este soția unui negustor, se vor și muta din Caracal în București, dar ideea de la ea pornește. Uh-huh. Ea vine și vorbește cu profesorul Pătru Crăciun, propunându-i, hai să urnim și să pornim, să formăm o galerie de artă prin donațiile pictorilor care au pornit din zona aceasta. Uh-huh. Este și donatoare de alminteri. Sunt multe zone ale Caracalului pe care le găsim în pictura Hortensiei Popescu și o altă temă pe care o abordează ea, Haiduci și Iancu Jian. Foarte multe schițe sunt în zestrea Pinacotecii, uh-huh, semnată de această pictoriță, fără studii. Revenind, deci în 1947, prin aprilie, încep demersurile pentru. Primul apel, cu siguranță, este către Marius Bunescu. Foarte frumos. Acest Pătru Crăciun se și vede că este profesor de limba și literatura română, dar foarte frumos conceput și stilul acela al anilor, eu știu, de sfârșit de război, se încheiase războiul, dar limba românească încă neafectată de neologismele, mm-hmm, de astăzi, de englezismele de astăzi, limba frumoasă. Zicea atunci, în apelul din 17 aprilie 47, orașul în care v-ați născut, respectos vă roagă prin noi, de a-l ajuta la îndeplinirea unui frumos plan artistic pe care îl nutrește de mai multă vreme, înființarea unei pinacoteci. Ne-am gândit, în primul rând, să cerem prețiosul concurs la maieștri care s-au născut în Caracal sau au legătură oarecare cu orașul. Pe domnia voastră vă socotim cel din tâiu și vă rugăm, cu tot respectul, să dăruiți pinacotecii noastre unul sau câte tablouri binevoiți. Apelul este puțin de mai lung. Pictorul se simte nu măgulit, că nu vorbim acum de stări ieșite din comun. Dar foarte interesat. Și timp de câteva luni, până în septembrie, când Pinacoteca este deschisă, este inaugurată pe 21 septembrie, un schimb de corespondențe între pictor și profesor și directorul Pătru Crăciun privind organizarea. Unde este sala? Este luminată? Nu este luminată? Spuneam mai devreme, se intră din interior, din afară și așa mai departe. Îl sfătuiește de la distanță. Uh-huh. Și încep să fie donate. Aduc aminte pe Hortensia Popescu, care donează câteva tablouri, altele sunt achiziționate de societatea Haralam Geleca, sau donate de Marius Bunescu, de pictorul Marius Bunescu. În septembrie, când lucrurile încep să se așeze, deja erau câteva exponate care până spre sfârșitul anului
dacă mi-aduc aminte bine, se duc spre 20, 18 sau 19 exponate. Deputatul de Romanați atunci, deputat de Romanați, era, încă nu se schimbase structura administrativ-teritorială, nu trecusem încă la regiuni și raioane, era academicianul Nicolau, îndrăgostit de cultură. El avea o colecție de obiecte și mare parte din această colecție era reprezentată de obiectele de factură asiatică, stampe, kakemonouri. Dovadă că și donează 18 stampe și două kakemonouri pinacotecii foarte valoroase. În ziua în care s-a inaugurat pinacoteca, deci pe 21 septembrie, a căzut într-o duminică și așa s-a și căutat să fie duminică, n-au putut fi prezenți nici pictorul și nici academicianul Nicolau. Dar academicianul va veni în două rânduri și în 48 și în 49 va face vizite în Caracal, va veni în pinacotecă, iar Marius Bunescu ceva mai târziu, dar prezența lui fizică este suplinită de acest contact permanent, pentru că în prezent avem în jur de 340 de exponate. Per total. Și Marius Bunescu? Marius Bunescu se duce spre 50 de o contribuție destul de mare. Colecție de autor. Exact, sigur că da. De asemenea, primăria, nu știu dacă s-o numesc donație, în 1948, deja se instaurase regimul comunist, primar era Frăsineanu, donează pinacotecii, cele două busturi care tronează stânga-dreapta pinacoteca și care îi reprezintă pe cei doi frați Corineanu. Da, și spuneați dumneavoastră că primăria fiind de fapt beneficiara donațiilor și a testamentului Poroineanu, nu? Sigur că probabil că de acolo provin. Nu. Regimul comunist nu putea accepta regimul burghezo-moșieresc. Clar, da. Ori Poroineanu asta însemna, nu să vedea ce a făcut pentru comunitate, că a donat toată averea comunității, și nu numai ajutor elevilor de la gimnaziu, apoi gimnaziu, n-a apucat liceu, gimnaziu Ionița San pentru spital. Deci aceste acte caritabile nu erau văzute de noul regim, fie la Poroineanu, fie la alții. Și atunci cele două busturi care poartă semnătura celebrului Romanelli, apoi alte trei tablouri, sculptorul Casei Regale și, m-am mai spus, statuile Cuza din Iași și Craiova, de asemenea sunt făcute de Romanelli. Monumentul funerar din cimitirul Belu al familiei Poroineanu, la fel, poartă semnătura lui Romanelli. Asta ca o paranteză, ca să vedem familia Poroineanu cam unde se situa, adică în momentul în care apelai la niște artiști care erau în anturajul monarhiei, spunea ceva de locul pe care îl aveai. Și ele au fost donate, deci busturile de primărie? Busturile, da, și alte trei tablouri. De unde le aveau? În două era Eufrosina Poroineanu, în altul Constantin Poroineanu. Ele cu siguranță au fost donate, cedate, expuse probabil, sau din donația Poroineanu în clădirea primăriei, dar noul regim nu mai putea să le afișeze și ele, nu știu dacă au fost donate sau mai mult luați-le și scăpați-le de. N-au fost expuse o bună parte de timp, ele sunt expuse după 90, au fost cumva și aici ascunse, nu expuse, pentru că ăștia erau timpurile. Pătru Crăciun a făcut de așa natură, deci a fost un element de echilibru. De echilibru, exact, și numai un om de cultură. Cum vorbeam de Marius Bunescu la Muzeul de Artă, continuator al Muzeului Simu, al obiectelor din Muzeul Simu, deci numai un om de cultură poate să găsească calea, căile de a da viață unor opere de artă. Iar mai târziu, vorbim prin anii 60-63 de donația Dr. Dona, prin fată și prin soție, soția fiind din familia Leon Topol.
Dar din corespondența Marius Bunescu și Pătru Crăciun, foarte greu au fost donate. Leon Topol, care a avut conac la Coman? Sigur că vai, da. Ce conac, da, și castel, da, un adevărat, da, castel. Da. Nimic n-a mai rămas, din păcate, așa și acolo. Păi ambele familii, și Dona și Simu, au avut legături încoace. Da. Simu s-a căsătorit cu o fată, Dumba, în Tufeni. Moșia Tufeni. Sigur, da, că da. Dacă nu mă înșel, Dumba se îmbrudește cu Mihail, că da, era grupul ăsta al familiilor, da, de aromâni, care știm, da, foarte bine că e o societate, da, mai închistată, așa, adică căsătorile se fac în interiorul societății, mai greu în afară. Dona, prin căsătoria cu Elena Leon Topol, la fel, deci vine și spre, dar revin, pictorul n-a avut câștig de cauză în discuțiile cu bătrâna Dona. Nu. A intervenit profesorul Crăciun Pătru și într-o corespondență dintre cei doi, zice, vezi ce face tinerețea? Era o diferență de vârstă între profesor și... au fost 12 tablouri donate, dar e o donație, nu sunt tablourile de valoare, nu există un Grigorescu, așa cum se vorbea în acea donație, uh-huh, Dona vorbim, sau Palladi, iar se vorbea, dar a fost, deci, o contribuție. Deci avem 12 din donația Dona. Din donația, da, Dona, în Pinacoteca. Pinacoteca s-a îmbogățit. Gheață este din donația Dona? Sau? Gheață, două tablouri gheață sunt donate odată cu stampele japoneze de academicianul Nicolau. Deci el prin asta și-a pus amprenta. Nicolau imediat a spus, nu pot participa la inaugurare, dar particip donându-vă două tablouri Dumitru Gheață și stampele japoneze împreună cu kakemonourile. Donații, apoi încoace, în ultimii ani, în Pinacotecă și-a pus amprenta în sensul de parte tehnică. Toate acele plecuțe, uh-huh, nu erau, au fost cumpărate, deci din bani proprii, am înțeles chiar din pensia mamei, de domnul Sorin Chirimbu, cel care are expuse, uh-huh, tablouri în spate, venea format când la și școala, când, nu? Format la școala Bunescu, da? Venea când și când și își rezerva o zi, două, când ședea în Caracal, venea și lucra în Pinacotecă. În ultimul timp, acum, nu știu, vârsta probabil, sau poate și pandemia să-l fi reținut în București, dar... Și într-un fel, și nu de fapt într-un fel, dumneavoastră continuați șirul celor care s-au plecat asupra Pinacotecii, scrieți, popularizați, prezentați de fapt această Pinacotecă, pentru că este un tezaur artistic extraordinar și în continuare rămâne oarecum necunoscut, și ăsta este și rostul a ceea ce dumneavoastră faceți, fiind mândră, se vede foarte bine lucrul acesta și pe drept cuvânt, de faptul că sunteți profesor și un dascăl de vocație la un liceu care găzduiește un asemenea templu al artei până la urmă. Da. Câțiva ani în urmă, totul a plecat dintr-o joacă, joacă școlară. La unul dintre concursurile școlare, este un concurs care promovează cultura, cultură și civilizație în România se numește, echipajele formate de trei elevi din județele țării vin cu un obicei sau cu o monografie. Da. Pe care trebuie să o conserve. Deci nu contează și partea de cercetare, dar mai ales conservarea. Ce fac tinerii ca să ducă mai departe obiceiul, da, sau personalitatea despre care ei scriu. Și atunci am plecat de la Pinacotecă. Am intrat în acest joc care a prins contur. Nu numai trei elevi au participat, dar au fost caracaleni care ne-au susținut financiar. Am realizat pe lângă album și cartea care cuprinde corespondența dintre pictor și
directorul Pătru Crăciun, am realizat și un DVD, da. Un film care a fost făcut tot așa de un profesionist, pentru că una e să faci tu filmarea și alta e să... Ați văzut ce presupune, sigur, să cadă lumina, să... Sigur că da. Adică bănuiesc că omul la fel a fost așa, da, un prinos de recunoștință pentru această pinacotecă, da, să realizeze un asemenea, da, film. Da. Vă spun că dacă am avut un câștig a fost acela că niște tineri de plecând de la 16 la 18 ani au descoperit ce înseamnă pinacotecă și ce înseamnă pictură. Niște tineri care în zilele noastre poartă blugi rupți, ascultă manele sau... Ăsta este timpul, da, ca să-i aduci și să-i implici într-un proiect de genul acesta. Și implicarea într-un act cultural nu poți să o faci până nu înțelegi actul cultural, dar a fost câștigul meu, câștigul lor, și cred că își vor aduce aminte, când vor avea vârsta mea sau poate chiar mai tineri, mai bătrâni, își vor aduce aminte, pentru că ce am realizat cu ei s-a este imprimat clar, în personalitatea, clar, da, lor. Da. Doamna profesoară, dacă ar fi, este foarte greu ca din 300 și ceva de lucrări, nu, să selectez câteva, dar ce, care sunt, să spunem așa, punctele forte ale acestei pinacoteci? Într-adevăr, punctele forte sunt date de pictorii mari. Ziceați de Gheață, Bunescu, ca o, da, paranteză, nu mai știu dacă la Peleș sau la Pelișor, am regăsit un tablou semnat Bunescu. De asemenea, în Muzeul de Artă, dacă eu am să pot să mă, da, mișc repede, sunt expuse, nu am fost, am vrut de câteva ori să merg la Muzeul de Artă din București, sunt expuse 4 dintre tablourile Marius Bunescu. Mai puțin, nu, da, că, da, nu ar fi important, dar apropo de Țipoia, la fel, oh, sunt nume grele. Grele, da. Verona, la fel, Hipolit Strâmbu. Deci sunt numai câteva nume care îmi vin în minte și care semnează importanța acestei pinacoteci. Și pe lângă faptul că aceste nume, să spunem, Gheață, Verona, Ipolit Strâmbu, nu au neapărat legături cu Caracalul, în această pinacotecă regăsim și pictorii locului, da, și acest lucru evident că oferă personalitate și identitate, sigur, pinacotecii, deci Marius Bunescu, este... în afară de Marius Bunescu, sigur, nu, deci, vorbeați de Hortensia Popescu, Popa, Teodorescu Romanaț și Sorin Chirimbu în cele din urmă. Din, da, am înțeles, Teodorescu Romanaț se și înrudea cu Pătru Crăciun, să nu greșesc, așa aș fi înțeles că ar fi fost nașul copiilor. Dovadă că sunt și portretele lui Pătru Crăciun, al copiilor Crăciun, cei doi copii, uh-huh, doamna Anca și mai este încă un frate. Uh-huh. Deci sunt și pictori locali, pentru că pinacoteca are un aspect local prin acești pictori, da, locali, dar are și un aspect național prin picturile venite pe filiera Marius Bunescu de la mari pictorii țării. Și să facem o legătură între Slatina și Caracal din, pe plan artistic, aș spune că, uite, în pinacoteca Marius Bunescu se află o lucrare a unei sculptorițe slătinene dintr-o familie deosebită. Din păcate, la Slatina sau în muzeele din jur nu este prezentă, dar este vorba de Teodora Chițulescu. Da. Da. În dreapta noastră. În dreapta noastră, da. Da. Și pictorul Grimani, de asemenea, cu legături în tabloul, Slatina. Da. Da, tabloul lui Constantin Poroineanu, unul din cele trei, deci retrocedate, da, de primărie, pinacotecii liceului nostru, era expus cândva aici, este în... Exponatele se mai și asta e bine, rotesc, da, sigur că da. Poartă semnătura lui Grimani. Apoi,
Ce mai dă valoare acestei pinacoteci? Pe masă avem cartea de aur a liceului și cartea de aur a pinacotecii. În momentul în care personalități ale culturii și științei românești vin în Caracal, unul din obiective este pinacoteca. Au venit Magda Stavinsky, ce-mi vin în minte, regretatul Solomon Marcus, Bogdan Teodorescu și alte nume grele, care sunt prezente, nu venim să ne uităm doar așa, adică sunt cunoscători. Sigur. Nu întâmplători vin să și vadă știu valoarea acestei pinacoteci. Adică nu ar mai pleca, rămân în fața tablourilor, le analizează și rămân muți de uimire și de surprindere că într-un liceu e așa, este posibil să existe o pinacotecă. Sunt două din atuuri, deci semnăturile acestor mari pictori, și prezența prin semnături și prezența fizică, dar urmele lăsate prin semnăturile și sentimentele pe care le trăiesc ale acestor mari personalități, ale culturii și științei românești. Este, și ne repetăm poate spunând lucrul ăsta, un adevărat templu al picturii românești și al artei în general, pentru că avem și sculptură, avem și desen, avem și stampe, avem și pictură în ulei și dincolo de valoarea extraordinară, valoarea de patrimoniu, Pinacoteca Marius Bunescu aduce un plus actului de educație. Așa că, dragii noștri telespectatori, oricând o vizită la Pinacoteca Marius Bunescu din cadrul liceului teoretic Ionita San este o întâlnire cu arta adevărată, arta autentică, ne aduce aminte de mari oameni cu un suflet extraordinar care și-au dăruit poate parte din viață, din venituri, realizării acestei zidiri a frumosului. Aveți să ne transmiteți un mesaj, doamna profesoară? Cred că a spus totul, adică este o invitație pentru tineri, este o invitație fără vârstă, pentru toți cei care, poate prin această emisiune și prin emisiunile pe care dumneavoastră le-ați făcut cu atâta profesionalism, să vină și să viziteze această pinacotecă și poate cultura cu care nu ne naștem, nu avem o educație culturală, da. Suntem copii, suntem oameni care provenim din mediul rural, unde nu există și poate și în orașele mai măricele. Ia uite că în Caracal există și atunci să profităm de această oportunitate. Vă mulțumim tare mult! Vă spunem de acum că vom mai fi oaspeții dumneavoastră prin deosebita dumneavoastră amabilitate. Numai bine! Mulțumesc.